înainte de a dinamita România așa cum vreți dumneavoastră, fără să tăiați pensiile speciale, s-ar putea ca guvernul pe care l-ați chemat să vină să-și asume răspunderea și cu ordonanță de urgență pe pensiile speciale. Deci vă spun foarte clar, aceste pensii au fost introduse prin lege, ele trebuie scoase prin lege, dacă vreți cu adevărat. Dumneavoastră pe noi nu ne puteți păcăli, puteți să-i păcăliți dacă ați intervenit pe procedură, da? Pe procedură, chemați-l pe domnul Orban de îndată să ia proiectul. Așteptăm ca PSD-ul să lase frăția cu pensiile speciale, vă repet, dacă există consens, stăm și nu plecăm din Parlament. Chemați-l pe domnul Orban de urgență să plece cu proiectul de lege, să-l dea ordonanță astăzi. Rupeți frăția cu pensiile speciale. Nu vă va crede nimeni că vă pasă de pensionari, de copii, până nu... Domnul Roman, chemați-l pe Orban să dea ordonanța astăzi. Ca să o atace avocatul poporului al dumneavoastră. Lăsați... Nu, avocatul poporului al poporului. Lăsați glumele, domnule Ciolacu. Parlamentul a spus mulțumesc. Că este suveran. Mulțumesc. Vreți să fie suveran? Domnul Năsui. Haideți să impozităm. Domnul Năsui. Dacă vorbim despre ipocrizie, ipocrizia e la dumneavoastră. Vă rog frumos toată lumea să se strângă și domnul Orban să vină să ia proiectul de la noi, de îndată să facă ședință de guvern, să dea ordonanță de urgență și să termine odată cu aceste pensii speciale. Acum îl așteptăm pe domnul Orban la Parlament să preia de la liderii de grup proiectul de ordonanță de urgență care intră în de îndată în aplicare. Îl așteptăm pe domnul Orban. Vă rog frumos să-l sunați.